Conducerea administrației locale a preluat frâiele problemei privind colectarea deșeurilor din municipiul Medgidia și asta până când se va renegocia contractul cu GBI Survey sau până la organizarea unei licitații pentru desemnarea unui alt operator în domeniu. Noi, în virtutea legilor și a obligațiilor pe care primarul le are, am procedat la, ca și o procedură de achiziție de urgență, la închirierea unor utilaje care să facă colectarea de deșeuri, la închirierea prestării de serviciu de transport a deșeurilor și la prestarea de serviciu pentru depozitarea deșeurilor. Ca o primă soluție, primăria a dispus închirierea unor utilaje care îi ajută pe muncitori să colecteze gunoiul. Procedura nu este simplă. Noi urmează să avem o ultimă negociere cu operatorul care are contractul de prestări de servicii pe raza Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, undeva pe la sfârșitul săptămânii acesteia. Iar în urma acestei negocieri, eu știu, să novăm contractul, să eșalonăm eventualele plăți, să ajungem la un consens în ceea ce înseamnă plățile care trebuie făcute către dânsii. Apoi, dacă nu ne înțelegem, tot în virtutea legilor, putem să demarăm procedura de reconcesionare a serviciului de salubritate. Cu toate că deșeurile au mai fost colectate, municipiul Medgidia este încă deficitar la capitolul curățenie.